găsit! M-am gândit să vă vorbesc despre câteva aspecte cu privire la conduita la spectacol. Suntem oameni sociali și avem nevoie să vedem și altceva decât vedem zilnic. Avem nevoie și de cultură. Dar arta și cultura trebuie să fie și ele respectate. Astăzi, nu tot ce înseamnă artă promovează ceva decent, iar exprimarea sentimentelor se face din ce în ce mai ciudat, dar asta nu înseamnă că printre cei care urcă pe scenă nu sunt oameni prețioși, cu principii morale, care doresc transmiterea unor valori trainice. Avem nevoie și de valori și de un ingredient care parcă se pierde, decența. Este important să respectăm munca celuilalt și să-l facem să se simtă respectat. Plus că ne respectăm și noi, ascultând ceea ce are de transmis omul de pe scenă. Este important să păstrăm liniștea în sălile de concert sau, dacă aceste concerte se țin în aer liber, ca de altfel orice alt fel de spectacol. Liniștea se menține prin a nu vorbi cu vecinii în timpul spectacolului și, cel mai important, prin a ține telefoanele închise sau pe silent. Liniștea este importantă pentru concentrarea artistului și pentru ceilalți spectatori, pentru a nu-i deranja. La spectacol salutăm cunoștințele cu o simplă înclinare a capului și nu angajăm o conversație pe deasupra creștetelor spectatorilor. Este de neconceput să se mănânce sau să se comenteze în timpul spectacolului. Iar la concert nu trebuie să urmărim ritmul muzicii dând din cap, din mână sau din picioare și în niciun caz nu vom fredona în timp ce orchestra interpretează. Atunci când mergem la spectacole, suntem sfătuiți să respectăm caracterul festiv al evenimentului și să ne îmbrăcăm elegant, așa cum ne menționează doamna Aurelia Marinescu în cartea sa binecunoscută Bunele maniere astăzi. Oamenii de pe scenă ne vor fi recunoscători și oricine cunoaște lumea lor știe că atmosfera de sărbătoare îi inspiră, îi face să se simtă mai în largul lor și îi stimulează să joace mai bine. Astfel că este importantă liniștea, dar și ținuta. Ținuta este cu atât mai importantă pentru cei care stau în primele rânduri sau în lojă. Pentru doamne, este recomandat să nu vină cu pălăriile în sala de spectacol și nici să nu stea cu ele pe cap, pentru că ar incomoda pe ceilalți spectatori. Acestea sunt doar câteva din aspectele de care trebuie să ținem cont atunci când suntem la un spectacol, la o piesă de teatru sau la un concert. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Andreea Mucan și vă aștept și data viitoare!